Sindicaliștii buzoieni din învățământ vor întocmi în perioada următoare o situație clară a tuturor primăriilor care nu decontează naveta. Până acum ei au contabilizat 4 administrații locale care nu au achitat de ani buni banii pe naveta dascălilor. De dată, campioni sunt cei din Vernești, Viperești, mai nou și Cochirleanca, vin din urmă și alții, Brădeanu, din câte mi-aduc aminte, nu a prea decontat niciodată. Ministerul de Finanțe va bloca toate conturile primăriilor datornice până la plata contravalorii navetei către personalul didactic și didactic auxiliar, așa cum prevede legea. Avem de această dată asigurări că în foarte scurt timp, chiar până la sfârșitul acestei luni, va fi emisă o circulară transmisă către toate primăriile prin Ministerul Administrației și Trezorerii, care circulară va prevedea ceva de genul că în caz de nedecontare vor fi blocate conturile primăriilor respective. Potrivit legii, cheltuielile cu transportul profesorilor trebuie decontate de primării, iar în bugetele locale trebuie prevăzute sume speciale cu această destinație.